Salut! Eu sunt Ionuț și astăzi vreau să vă prezint un joc numit Quantum Sea Playroom. Este un joc care are în acel joc mai multe minigame-uri. Deci sunt vreo 25, între 25 și 30 de minigame-uri într-unul, ceea ce e interesant. Și mai interesant este că e multiplayer. Se bazează pe auz, dar e și text pe ecran pentru cei văzători. Am încercat multiplayer-ul și merge foarte bine. Am jucat eu, care sunt nevăzător, cu fratele meu, care e văzător. Printre minigame-uri se află Macau, care știm cu toții, Monopoly, Chess, adică șah. Eu voi juca Macau o rundă. Nu voi juca online pentru că nu vreau să-mi iau bătaie. Deci să începem. Voi porni Nvidia-ul. M-a invitat la o de asta. Nu voi intra, nu mersi. Creez o tablă nouă, aici anume 1. Am făcut privată, ca să nu intre și alții. Ca să aflați regulile fiecărui joc la care intrați, vă faceți sala de joc și apăsați Ctrl F1 și vă bagă pe site-ul jocului. E puțin enervant că vă spune în timp real cine creează săli de jocuri, dacă cineva intră la altcineva în sală și așa mai departe și devine puțin frustrant. Eu voi face regulile la jocul ăsta. Deci apăs F2. Regulile, cum am spus, le găsiți pe site-ul jocului. La început eu voi face, dacă el îmi dă să iau două cărți, să îi dau și eu lui. Adică să schimbe tura după ce tra carte. Nu. Adaug un bot. Pot să apăs W să văd câți oameni sunt în sală. Mi-a spus că sunt doar 2. Deci, să începem. A jucat un nou albastru. Apăs C să văd care e ultima carte jucată. Apăs V să văd ce culoare e. S să văd scorul. Tasta T să văd al cui e rândul. Deci e rândul meu. Sau apăs F1 și îmi zice controlele la acest tip de joc. Deci nou albastru. Am Wild-ul ăsta, cum îi zice ei, cum e asul în Macau românesc. Schimbă culoarea. Asta blu e, adică să tragă două cărți. Deci blue 9, păi voi da red 9, că merge să dai, dacă el pune 8, pot și o să dau 8 chiar dacă are altă culoare. Văd că n-are red, deci continui cu roșu. Mamă, dar chiar nu are. Nu știu ce să fac. Schimbă în albastru. Acum e tot rândul lui ca dat reverse. Aia se vede când sunt mai mulți jucători. Dacă sunt 3 și merge rândul în tipul acelor de ceasornic, se învârte.
Am zis Macau, cum se zice la noi. Botul, dacă tu ai doar o carte, nu știe să spună el ție Macau ca să tragi tu mai multe cărți. Ceea ce e puțin ciudat, dar na. Eu n-am albastru, deci trag carte. Dacă schimba în dacă schimba în roșu sau verde, îi dau red. L-am făcut, am schimbat și culoarea. L-am și făcut să ia 4 cărți. Dacă puneam o limită de scor, cine ajungea primul la acea limită pierdea. Jocul se punctează, spre exemplu, dacă el are în mână o carte de 9 și eu nu mai am nicio carte, el primește 9 puncte. Și dacă are 9 și 1 în mână, are 10 puncte. Și tot așa, se adună... voi ieși că nu stau... durează foarte mult. Apăs Q. Mă întreabă dacă vreau să ies, da. Am făcut programul să tacă că... îmi zice cine creează table și așa mai departe. Păi, cam atât am avut să vă arăt. Cum am spus, este multiplayer, e gratuit, o să las un link în descriere de download. Trebuie să vă faceți un cont, e rapid, nume, parolă, e-mail. Sunt 20-30 de playeri zilnic, mai ales seara sunt, am văzut și 200 de playeri. Ceea ce wow. Eu v-am arătat doar Macau, dar o să vă las pe voi să vă descoperi și alte minigame-uri. Cam atât. Sper să ne auzim în videoclipurile viitoare. La revedere!